Bine ați venit la Stax TV, material extra despre Steam Axon Tour Mud Fun 1, pentru că e prima ediție de vară în care mergem la noroi și pentru că Toyota face parte din mașinile de asistență și nu voi merge eu cu ea, o să meargă Pony. Și am o surpriză, de-abia l-aștept pe Dobrescu, că a zis că mi-aduce ceva frumos să-l testăm la noroi. Dăm drumul la treabă, zic. Ia uite, mă. Băi, băiatule. De băieți n-aveau? N-aveau, mă, și de băieți? Yeah? N-aveau. N-aveau de băieți, ia? Nu, doar că am strânge. Te strânge, mă? Ești gata? Nu ce are pe ea? Are... Te descurc. A, facem live mare, parabolic. Hai, da. Ce-ai? Îi rupe, nici nebun. Am dat din felul ăsta și i-am dat în drive cumva. Am și felul de... Am plecat. Consumi, ești nebun, suntem vezi. Ia pe aia, pe bana voina, merești? Aia trebuie să o merești. Organizăm-o, frate, mă, dacă tot îi așteptăm, pentru că mașina e foarte rapidă. Facem repede un grătar. Să nu pierd pateurile. Ia uite, mă, ce s-a murdărit masa cu cine, mă. Da. Ce-ai făcut, mă, prostule? Nu mai am nimic. Fii atent, fii atent. Mă lupți. Cum se deschide un cort de pus pe mașină, nu? Păi e prima dată când fac asta. Văd care farurile aprinse. Ai uitat contactul pus. Dar asta e altă discuție. În alt episod. Ce facem acum? Băi, Jeun, atât de simplu? Atât de simplu! Simplu! Fii atent! Atât de simplu! Avem și scărițe, e bun? Au, au, au! Da, mă! Da, mă, te rog! Avem loc toți trei? M-am urcat! Mamă, ce frică mie! Băi, dar m-am urcat în călțat, n-am cum, frate! Uite, mă, avem gemuleț aici, peste tot, fii atent ce frumos! Aici avem și lumină, ești nebun! Dar de unde a prins lumina? Nu, frate, n-are bateria asta, spun eu. Ne-am instalat. După cum vedeți, aceasta este tabăra noastră. Așa mică și pricăjită, dar face Pony focul, sarmale, vin băieții cu carnea, cu tot ce trebuie. Îi așteptăm cum trebuie. Haide, Pony, dă-i drumul, tata. Acum vrei să suflu? Pregătirea e totul. Cât să le dăm? Cât, câtă distanță? Cât, cât de rapid să fi fost noi? Cât? Da, mă, jumătate de oră, mă. Greu alea, maxim. Băi, eu fac aici, în Ligianu. Haide, mă, că gătesc eu în seara asta, stai liniștit.
făcea fente cu mine. Haide, mă, că fac fente. Să scriem Stax cu fontul de la Knorr. Am cu gol. Și cum îi lase? La fotbal. A 10 fotbaliști. Pune-l pe tine, hai. Pune-l, piu. Mirosea Golden Brown. Stat în soare, 12 ani. Ce-ai făcut, Bobiță? Și atenție, doar pentru o degustare pot să vă servesc un pahar de plastic. Și am 3, băi, cum s-a nimerit? Parcă am știut. Eu leșin. Ce-o furcul... Cine doi mă furculițele tot timpul la mine în casă? Pune Boni, nu e inflamabil. Boni, dacă nu ia foc, mai pune pateul pe foc. Lasă-mă că ia foc aia. Trebuie pus așa să se mai și usuci. Trebuie să fac focus. Că dacă e, poate prindem... Ce prindem, Boni, somn? Păi, ești nebun, tu și cât ești de departe? Mamă, mamă. Băi, ești nebun, văd pești în apă, bro. Vino, Dobrescule, și tu cu noi la camping! Băi, ia uite-te, mă, invers prin ăsta! Da, mă, știi! Știi, mă, prost de la care te vine în gata, mă, am reușit! Mai am! Pony! Asta e a ta, aia ortopedică, să știi că faci urât când nu dormi bine. I-am luat frumos! Ia uite! Ia uite, îmi doare spatele mult, dar și care cu spatele probleme? Are. Are și cu fața. Ia, că la noapte îmi tragi pătura. Gata, mă. Fii atent, ești pregătit? Semi. Băi, ești pregătit? Și pe chirie te halezi. Crezi că vină ăștia, mă? 100%. Cum să nu vină, mă, frate? Eu n-am stabilit cu location, cu de-astea, toți băieții. Aplicații, conexiuni cu GPS-ul, GPRS, cu tot ce vrei. Pony făcea focul, mă, sau țepile făcea că face focul? Nu am înțeles. Da, mă, hai. Puuu, nebună, mă. Ce ai, mă, ce bun? E bine că am spălat paharul ăsta înainte. L-am clătit, am fost frumos. Bă, n-am cum să beau. Are și un vin de păr și spus, sau un scamă, nu știu ce e, jur. Dai seama ce nu i-am lăsat pe ea, mă, dacă s-a făcut 9:30 și n-au ajuns? Am primit un corp acum 5 minute. Ce-ai primit un corp? Corp cu un mesaj că au rămas pe bune aia de acolo. Mi-am întrebat dacă putem să venim noi cu mine. Puteam, dar nu e 4x4, că ne-au păcălit ăștia de la BMW. Hai la somn, Pony! Stai așa, mă, Pony. Ai făcut 4? Acum. Pony? Mai vine niște om? Băi, eu cred că vin, dar e vin târziu. Târziu. Băi, unde suntem aici, om? Tu ai condus când eu am dormit? Suntem într-o pensiune? Mai bine mă duceai la Intercontinental. Dar unde suntem? Hai, Pony, dă-te mai încolo. Băi, am dormit, să știi că... A fost cald aici, jur. Nu știu la tine cum a fost, unde ai dormit? Unde ai dormit? Șmecherie tehalesc. Vezi ce înseamnă să fii producător la Bear Grylls and Company. Haide mă, dă-te mai încolo, du-te la baie. Știi că avem baie aici? Nu ți-am zis. Oprește camera aia, că mi se văd chiloții. Vrei unde e caram? Poate cad. Poate cad aici. Dar unde suntem aici, frate? Ești nebun? O, salut! E și lume la pensiune, ești nebun? Bravo! Pis, pis! Ah, ce rece e! Oni nu mai vine un. Băi! Băi, eu cred că ne-au dat țeapă ăștia pentru că uite-te cât e ceasul, e 1:30 și n-au mai ajuns! Ori suntem noi foarte, foarte rapizi,
ori am greșit traseul, ori ne-au dat țeapă. Mai stăm, cât mai stăm, jumătate de oră? Mă, uite-i mă! Hai mă, frate, mă! Hai mă, că am stat doar 8 minute peste alea 24 de ore. Este mă, ați reușit mă, frate, mă! Bravo mă, aplauze mă! Este mă, stai că nu pot să-i arăt. Stai că sunt niște fete mașini astea. Unde-s băieții? Era bine dacă aveam Toyota, știi? Poți să faci magia aia să chemi. Dar zi-mi, te rog, era, se scăpea nas sau se scăpea nas? Că iubita mea mi-a făcut o surpriză și ne-a dus Toyota, constatând că am fost cu 24 de ore mai rapid folosind un mini cu tracțiune față decât băieții ăștia cu camioanele astea mari. Astăzi mergem și noi cu Toyota, că n-are rost, n-are rost, adică nu suntem cum se numește atunci când ești prea rapid și alții sunt prea lenți. Aici Adelin Petrișor de la Vârful Omu. Asta a fost reportajul extra, sper că v-a plăcut. Ați văzut și ponturile de camping, cum se desface un cort foarte simplu. Ajungeam mult mai repede și pe soare dacă luam mini, dar și am ales Toyota. A fost frumos. Dacă v-a plăcut și vă place lacul din spate, puteți să-l vizitați doar dacă dați like, share și subscribe. E singura variantă posibilă. A, păi nu se vedea lacul, nu?